A fost liniște ca niciodată azi în autobuzele școlare din București. Elevii s-au dus pe rând să-și ia manualele, iar mulți au fost așteptați de părinți. E drept, nici orarul autobuzelor nu s-a sincronizat cu programul diferit al școlilor. STB a afișat abia azi pe site programul celor 5 rute școlare. S-a îngolt, e prima zi de școală. Chiar mi se dor să ia după autobuzul. Îi așteptăm. Primele autobuze școlare care au intrat astăzi pe traseu s-au plimbat fără elevi în București. Anul trecut erau pline de școlari dornici să înceapă orele. Acum, chiar dacă au fost igienizate suplimentar, autobuzele nu inspiră încredere, iar părinții caută alte soluții. Ați lăsat-o pe cea mică anul acesta cu autobuzul școlar? Nu, nu. Exclus. Încercăm să ținem copiii cât mai protejați. Nu cred că îl vom lăsa. Adică o să-i aduc pe amândoi cu mașină în fiecare zi. O să aducem personal. E mai sigură. Perspectiva copiilor este însă diferită de cea a părinților. Vrei să mergi cu autobuzul școlar? Ai mers până acum? Da. Autobuzele școlare sunt totuși o alternativă luată în calcul de unii părinți. Sigur nu o să-l lăsăm în prima parte a anului, vom vedea mai târziu. Autobuzele primăriei Capitalei deservesc 6 școli din sectoarele 1, 3 și 6 prin intermediul a 16 linii de transport. În capitală, un elev din 5 folosește autobuzul școlar, adică 20% dintre ei. De exemplu, anul trecut, în medie, în fiecare lună, 1800 de elevi au folosit acest mijloc de transport în comun pentru a ajunge la unitățile de învățământ. Deocamdată nici mersul autobuzelor nu a fost adaptat la programul elevilor din prima zi de școală, deși directorii au transmis noul orar către STB încă de săptămâna trecută. Secretariatul a transmis orarul orelor de intrare și ieșire. Intrare la ora 7:30 și ieșire la ora 10. La 10 ar trebui să vină pentru ieșirea piticilor de la clasele 1. Pentru fiecare oră de ieșire, practic, va trebui să avem autobuzul în școală. Potrivit noilor reguli, numărul elevilor dintr-un vehicul nu poate să fie mai mare de 51.